Hello, ce faceți? Am venit de la InstaCamp, primul eveniment din această serie realizat normal de Evensis și de Cristian Manafu. A fost o conferință cu peste 250 de Instagrammer sau oameni interesați în domeniul acesta. S-a desfășurat la Marriott, a fost toată ziua și, într-adevăr, nivelul a fost un începător. Dar eu m-am dus în special pentru socializare, pentru că mi-am revăzut foarte mulți prieteni noi. M-am dus pentru idei noi și pentru speaker pe care nu i-am mai văzut prezenți la alte conferințe. Pentru asta trebuie să-l felicit pe Cristian, pentru că a adus oameni noi și mă bucur foarte mult. Recunosc că sunt anumiți speaker care au aceleași prezentări peste tot, sunt absolut pe la toate evenimentele. Wow! M-am săturat! Dar acum au fost oameni mișto și noi și am auzit în sală un feedback foarte interesant, că este poate prima conferință din domeniu de la care chiar pleci cu ceva. În sensul că oamenii chiar spun lucruri practice pe care să le faci, pe care să le notezi pe o foaie și începând de azi să le faci. Nu doar vorbăraie, nu doar lucruri pe care le găsim pe internet, ci lucruri testate de ei efectiv și care au avut rezultate pentru ei. Am plecat de acolo cu ideea autenticității dată de Contessa Morodan. Nu neapărat pentru că a spus-o ea, ci pentru că pur și simplu îmi place ideea asta. Și chiar cred că succesul unui influencer poate să fie și momentul în care reușește ca viața lui reală și viața lui, deci online și offline, să fie cam la fel. Povestea ea despre un moment în care mergea pe stradă îmbrăcată nu neapărat aranjată și cineva i-a spus că a recunoscut-o, dar că nu are nicio legătură cu imaginea pe care și-a făcut-o în online. Și s-a gândit un pic la chestia asta și au mai făcut niște modificări. Apoi am plecat cu ideea că nu există o rețetă. Clar, există diferite nișe, diferite țări. Ceea ce vedeți voi pe social media din America nu înseamnă că se potrivește aici. Ceea ce merge la Ina și Antonia nu înseamnă că se potrivește la voi, pur și simplu. Trebuie să testați foarte mult. Și mie îmi place că se vorbește despre asta. Despre testare, despre joacă, despre asumare, despre faptul că pur și simplu, tu ești acolo, adică până la urmă. S-a vorbit despre aplicații utile, într-adevăr, în domeniul acesta și pentru Insta Story și pentru IGTV și pentru Insta Post, despre cifre, date. O să vă las în descrierea acestui clip un link către un live blogging făcut de Alina și acolo o să găsiți foarte multe lucruri interesante. Și dacă mi-adun forțele și puterile, poate o să fie un episod pe blog de Învață Social Media cu Sabina. Apoi, în ultima etapă a evenimentului, în ultimul panel, au fost câteva vedete care aveau până la 200.000 de follower pe Instagram și au povestit un pic despre ce fac ei. Vă recunosc că a trecut de la Sânziana Negru, care este o persoană pe care o admir foarte mult și avea cel mai mulți follower acolo și avea un plan. Ea lucrează foarte mult la fotografiile alea, are o strategie în spate, muncește foarte mult și face foarte mult research, până la ceilalți care aveau mai puțin follower și care n-aveau niciun fel de strategie. Postau o dată pe săptămână, de 3 ori pe săptămână, într-o zi de 3 ori, într-o altă zi de 100 de ori, nothing. Deci, cu alte cuvinte, nu există o rețetă. Pentru că Radu Vulcan, de exemplu, care era prezent acolo, el are în spate o audiență de la TV. Normal că fanii lui de acolo i-au dat follow, like, love și vor să-i urmărească viața personală, să vadă ce face și alte de-astea. E o diferență. La Sânziana nu ne dorim să știm serios acum cu cine are ea viață personală și ce mănâncă în fiecare zi. Dar ne place să urmărim din punct de vedere al lifestyle-ului. Cu ce se îmbracă, unde merge, ce ne recomandă, e altceva. Deci nu urmați rețete scrise, ci testați, jucați-vă și fiți constanți. Și o altă idee care mi-a plăcut foarte mult, încercați să vă respectați pe voi și să respectați și audiența pe care o aveți acolo. E foarte important chestia asta. Și, după cum spuneam, alte detalii de la conferință vă las în link pe Facebook și pe YouTube. Și a existat și o transmisiune live, o să văd dacă mai există înregistrarea ca să vă las și pe aceea. Dacă aveți întrebări, cu mare drag le aștept în comentarii. Până atunci, bye și ne vedem mâine!